Joe Biden și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat de președinte al Statelor Unite. Iar anunțul a fost făcut într-un clip video. Sloganul lui Joe Biden pentru alegerile prezidențiale de anul viitor va fi, citez, să ne terminăm treaba, lupta pentru șefia Casei Albe se anunță una dură. Candidatul Partidului Republican ar putea fi fostul președinte Donald Trump, care și-a arătat deja disponibilitatea de a intra din nou în cursă. Freedom. Personal freedom is fundamental to who we are as Americans. There's nothing more important, nothing more sacred. That's been the work of my first term, to fight for our democracy. This shouldn't be a red or blue issue. To protect our rights, to make sure that everyone in this country is treated equally and that everyone is given a fair shot at making it. Let's finish this job. I know we can. Because this is the United States of America. There's nothing, simply nothing we cannot do if we do it together. Marea miză a alegerilor prezidențiale din 2020 era însuși sufletul națiunii americane, spunea atunci Joe Biden, un veteran al politicii de la Washington. A preluat mandatul în ianuarie 2021, pe fondul unei societăți extrem de radicalizate, după 4 ani cu Trump la Casa Albă. Contestarea rezultatelor alegerilor de către suporterii lui Trump s-a soldat cu asaltul asupra Capitoliului. 6 ianuarie a fost una dintre cele mai negre zile ale democrației americane, însă calmul a fost restabilit. What beats deep in the hearts of the American people is this: democracy. The right to be heard, to have your vote counted, to choose leaders of this nation, to govern ourselves. In America, politicians don't take power, people grant power to them. The flame of democracy was lit in this nation a long time ago. Pe plan intern, planurile pentru ajutorarea familiilor afectate de pandemie, dar și pentru redresarea industriei americane au fost promovate de administrația sa. Investițiile în infrastructură, pachetul de legi privind controlul asupra armelor, dar și combaterea crizei climatice și a inflației au dus la un succes neașteptat în alegerile de la mijlocul mandatului. Chiar dacă au pierdut majoritatea în Camera Reprezentanților, democrații au obținut un rezultat extrem de bun. În planul politicii externe, Biden a trebuit să repare relațiile cu aliații. America is back, ready to lead the world, not retreat from it. Once again, sit at the head of the table, ready to confront our adversaries and not reject our allies, ready to stand up for our values. Recâștigarea rolului de lider al Americii pe scena internațională s-a văzut cel mai bine în războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina. Statele Unite au acordat Ucrainei un sprijin militar și financiar consistent, iar Biden avea să facă la începutul acestui an o vizită surpriză la Kiev. I've known Putin for over 25 years. Putin thought the world would look the other way. Was confident he would break NATO and the European Union. The unity of Western nations would fracture and fall at the moment of testing. That's what he thought. But he was wrong. He was wrong on every point, on every front. Today, we're more united and more determined than ever to defend the values that make us strong. Cel mai în vârstă președinte american, Biden ar avea 82 de ani la debutul celui de-al doilea mandat. Din această perspectivă, mulți pun sub semnul întrebării capacitatea sa de a mai conduce. Gafele și momentele de confuzie au contribuit și ele la consolidarea acestei imagini.